Ce face Andreea? Stai că eu sunt obișnuită de obicei să am microfonul, pentru că la valierele sunt la fetițe. O să învârți o roată, Andreea, și ai nevoie de mâini libere. Haideți să luăm un loc întâi aici, o să aducem și roata. Spune-mi tu ce faci cu viața ta. Am aflat ce face Tili Nicolae cu viața ei. Acum spune-mi ce faci tu cu viața ta. Eu cu viața mea am niște emoții de crocodil. De ce? Pentru că după 7 ani o să fiu din nou pe scena unui teatru. Ok, perfect. Deci, Andreea la teatru, da? Andreea, după 7 ani? Da, pe 3 noiembrie acum avem premiera. Săptămâna asta? Da, marți, Cătălin. Întâi, mâine e întâi, am fugit mâine e ziua lui tata. Mâine e întâi, apoi e doi și apoi e trei. Deci, și... Da, deci sunt leșinată, am fugit de la repetiții, am venit la tine, după care mă întorc la repetiții. Și am niște emoții, cred că n-am avut niciodată în emisiune la tine emoțiile astea, dar știi că astea mi se trag de la teatru acum. Și unde o să te vadă lumea? Aici, la Cuibul Artiștilor, este o companie de teatru independent care în prima fază s-a adresat studenților. De asta adică Cuibul... Asta spun și mă bucur foarte tare că ei după 7 ani au făcut o statistică și unul din 3 studenți din București au fost să vadă măcar o dată o piesă la Cuib, ceea ce mi se pare genial că au reușit să facă asta. Piesa noastră se numește Hernie de disc. Okay. Este în regia lui Vlad Basarabescu. Okay. Este o comedie de situație în care sunt ferm convinsă că foarte mulți se vor regăsi. Păi și poate să vină orice telespectator acum la... Da, 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 dar ce e foarte important, cel mai important este faptul că rezervările se fac pe site-ul lor și trebuie să ai un cont. Adică nu îți faci cont? Îți faci cont, îți faci rezervare și vii la teatru pentru Cuibul ca... De... Cuibul Artiștilor. Cuibul Artiștilor. Foarte da, fain. Așa că vă Bravo, aștept. Andreea. O jucăm de pe 3 până pe 20 noiembrie, 2 spectacole pe zi. În fiecare zi câte da, două? Da, da, da. Unul la 7 și unul la 9 seara. Așa cerere? În fiecare zi câte două spectacole? Da, dacă îți vine să crești. Și oricum deja avem 1500 de rezervări. Și sunt foarte mândră, dar pe lângă faptul că sunt foarte mândră, am și niște emoții de leșin. Deci nu știu dacă pot să învârt roata aia. Poate Hai să învârtim. Ciucă, ți-ai luat bilet la teatru? Nu. Nu? Cum? Nu știam. Cuibul Artiștilor, Ciucă. Intră, fă-ți cont, că fără cont nu se poate. Trebuie să-ți faci cont, că altfel nu poți să vii și doar pe bază de rezervare poți să intri. Promit că o să-mi fac cont și îi dă și masă lui Ciucă dacă vine? Îi dă un pahar cu vin. Mulțumesc. La început, nu de alta, dar să ți se pară amuzantă piesa în caz că pierzi șirul. Da, foarte tare, felicitări, bravo. Mulțumesc. Știi că și eu mă duc mâine seara la teatru? Da, și vii și la mine? Da, două săptămâni. Stai să văd unde am luat bilete, că am cumpărat bilete. Stai să aflu aici. Deci te rog să vii și să susții. Uite aici. Uite. Așa. Deci la Teatrul Național. La Exil, foarte bună piesa, bravo. Da? Da. Unde? Deci aici merg, da, mă, bravo. Da. Bravo, e foarte bună piesa. Deci a făcut o alegere bună, da? Foarte bună alegere. Teatrul Național, mâine. Da. Mâine mă duc la Teatrul Ciucă. Cine te trimite? Domnul cu tapet? Nu, no, mă duc eu la teatru. El e dealerul de bilete, așa. Dar mă duc la teatru. Așa. Și ce trebuie să fac? El a văzut piesa și mi-a recomandat-o. Da. Și așa am cumpărat biletele, Dragoș. Da. Să învârți roata. Și să vedem ce este pe bilet. Știi? Galben este culoarea mea preferată. Putem să jur? Da? Da. De ce? Că e vorba de geologie. Așa. De ce s-a trecut așa repede peste moment? Spune alfabetul, gând ca la jocul faza, măruță, spune stop, te duci în agenda telefonului la litera la care te-ai oprit, cauți al treilea contact cu numele de bărbat care începe cu litera respectivă și trimiți următorul mesaj. Nu există așa ceva. Pe toată lumea a făcut asta. Vreau să vii la mine și să rămâi peste noapte, ne arăți ce răspuns a primit. Hai că a făcut așa și Iulia, și Iulia Vântur a trimis și cine a mai trimis? Și cui a trimis? Nu contează. Și acum trebuie să-mi iau telefonul? Da. Trebuie să vedem, exact. Doamne. Perfect. Deci tu zici în cap literele, okay. Că a văzut. Hai, începe de la... Hai, stai. A. Stop. Băi, mi-a ieșit C. Gata, la C intră în agenda telefonului. Deci intri în agenda telefonului. Intru aici. Da, așa. Stai că n-am deschis ăsta. Așa. Bun, C. 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 Și al treilea bărbat. 1, 2,
Păi al treilea bărbat. Unu, da, acolo, doi, e bine. Trei. Nu, nu, nu cred. Nu. Nu. Al treilea, nu. Hai la... Da, da. Nu, 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 da, nu. Păi al treilea anume. Nu, dar bine, nu poți să trimit. Nu, dar păi nu, ai zis al treilea bărbat. Bine, îmi pare foarte rău. Unu, doi, trei, ăsta, da, nu? Da. Tot ceva n-a... Păi director casting, ai nebunit, îi spui vreau să dormim la noapte împreună. Nu pot să fac asta. Păi trebuie, e joc și după aia sunt. Haide, vino să-i dăm mesaj. După aia explic că a fost o farță. Scrie, vreau să vii la mine și să rămâi peste noapte, director casting. Nu, nu, deci voi vă dați seama că îi trimit un om, nu mai țin... Deci, nu contează. Vreau să vii la mine. La mine. Și să rămâi peste noapte. Și să rămâi peste noapte. Noapte. Așa, pac, semnezi la mării. Așa. Semnează Andreea Perjuș, că poate nu mai are numărul. Nu cred, îmi tremurăm. Deci eu nu cred Andreea, că fac. Băi, băi, Andreea, în ce mă pui? Andreea Perjuș, pune-o inimii, un zâmbet. Da, de deci, auzi, te rog frumos. Bagă de asta, crede-mă că își funcționează. Bagă-i un pic. Nu-i bagă nimic. Bagă-mă, nu, păi se că așa zici că ai trimis telegramă. Pune-i un inimioară de asta. Pune un... Hai, pune și o inimioară dacă nu pune. Nu am pus. Hai, mă, pune inimioară. Ai trimis poți așa? Poți telefonul. Ai trimis ca așa mesajul? Normal. Ah, oh, zici ia, că ești de la poștă. Iaoleu, stai un pic să vedem. Așa, gata. Hai, lasă-l aici să vedem, s-a livrat, am trimis pe o... Lasă-l deschis aici ca să vedem ce face și hai să mai învârtim roata. Hai să mai învârtim roata. Uite, punem așa, punem așa, perfect, hai. Așa. Doamne, ferește. Ia, uite-te, așa, băi nene. Deci hai, aș vrea să învârt mai tare roata asta. Învârte până dai cu ea de pământ. Se învârte de nu se mai oprește. Imediat intrăm și în culițe la lecții de viață, oameni buni. Colega mea a fost și-a filmat acolo. O să vedeți despre ce este vorba în câteva momente. Cristina Petrescu a fost la lecții de viață. Știi că a filmat și cu mine. Da, păi eu să-ți arătăm și ție, dragă. Deci, ești peste tot. Eu sunt peste ești tot. Ești din cuib în cuib. Din cuib. A sunat dubios asta? N-a trebuit să spune cu dubios. Ești din cuibul televiziunii, în cuibul artiștilor. Așa. Deci, stai, deci asta chiar nu știu. De ce vezi, dacă... Nu, ăla e telefonul tău. Da, păi uite-te la al tău, ia vezi. Ia stai. Deci acum are o probă de, o probă deci, de dicție, oameni. De dicție, mai prins pe dicție. Dar deci nu, trebuie, nu răspunde. Păi da, băi, nu răspunde că nu mai citește nimeni pe SMS. Trebuie să-i trimiți pe WhatsApp. Copiază-l și scrie nu, și pe WhatsApp. Nu, îmi pare foarte rău, nu pot să trimit de două ori același mesaj. Așa, deci... O mierliță, repede, hai. Fuflendiță, fuflendiță, fuflendăriță, nu poate să fuflendărească, fuflendărească pe mierloiul, fuflenderoiul, fuflenderoiul, dar asta mierloiul, e probă de dicție, știi cum e, fuflenderoiul, da, știu, da, păi, asta chiar nu am învățat niciodată. Așa? Păi hai, dă-o repede, fuflendi, că trebuie să o dăm repede. Fuflenderoiul poate că să fuflenderească, fuflendi, fuflenderească pe mierlița, fuflendărița, fuflendi, fuflendărița. Trebuia să-i dăm textul ăsta lui Ciucă pentru ele, să numești tu ca probe de dicție. Da, da, gata. Hai, păi nu, citește repede acum. Încă acum am crezut că l-ai repetat. Deci fii atent, deci, camera de filmat este pe tine, Andreea Perju. O mierliță, fuflendăriță, fuflendi, fuflendăriță, nu poate să fuflendărească, fuflendi, fuflendărească pe mierloiul, fuflendăroiul, fuflendi, fuflendăroiul, dar mierloiul... O fuflendărit. Fuflendăroiul, fuflendi, fuflendăroiul, poate... Ca să fuflendărească, fuflendi, fuflendărească pe mierlița, fuflendărița, fuflendi, fuflendărița. Acestea fiind zise, putem să luăm și o scurtă pauză. Felicitări, ia vezi dacă a răspuns directorul. Da, nu am fost... Director casting. N-ar, a citit. De unde scrie? N-a citit. Nu, adevărat, n-a citit. Doamne Dumnezeule, ce rușine mie, Cătălin. Dar n-a citit. Ba, a citit, Cătălin. Andreea. A citit, citit. Păi citit, da. Stai un pic să nu închide telefonul, să lasă așa. Mergem în culise la lecții de viață și apoi revenim, oameni buni, să vă spunem ce zice directorul de casting când primește un mesaj de la Andreea Perju care îi spune de seară vreau să ne vedem, să rămânem peste noapte. Doamne ferește. Vedem așa imediat. Dar haide până atunci să vedem pe colega noastră, Cristina Petrescu, în acțiune la lecții de viață în culise. Astăzi suntem pe set la lecții de viață și avem un personaj drag nou și anume Andreea Perju. Hai să vedem ce facem. Dacă deja este în filmări. Bună! Hei, ce faceți? Păi am venit să te surprindem un pic pe set. Sper că n-am intrat în filmare. Stați că m-ați și surprins, adică m-ai și speriat. Ce rol ai?
Am un rol foarte drăguț, sunt un agent imobiliar de succes, care la un moment dat dă un tun. A strigat cineva din spate, nu s-a auzit prea bine, a strigat cineva o hoață. Nu e adevărat, hoții sunt aia care fură puțin. Eu sunt doar agent imobiliar. Care dă țepe sau? E, așa... Așa a fost rolul ăsta, ce să fac? Să știi că primesc, foarte rar mi se întâmplă să primesc și eu roluri din astea pozitive sau de victimă sau nu prea mă văd oamenii ăștia așa o victimă. Vezi, fac ce fac și tot pe tocuri din astea. N-am, așa mă văd oamenii. Deci revii la Andreea pe care o știm noi, da? Acum mă pregătesc să fiu Miruna. Deci voi fi Miruna, dar Miruna este elegantă. Dar nu e stilul tău, Miruna. Nu, vorbeam cu Radu și au început sezonul cu mine și termină sezonul tău cu mine. Și ai jucat, ai jucat în mai multe episoade, nu? Cam câte? Foarte multe. Cred că avem la activ 12-15 episoade în care, de-a lungul anilor. Dacă tot ai venit aici pe platoul nostru și dacă eu tot timpul răspund invitațiilor voastre cu mare, mare drag, uite, acum te provoc să filmezi și tu într-o secvență cu noi. Ce părere ai? Ta-na-na! Eu sunt plină de surprize. La asta nu mă așteptam. Nu te ai început cu platoul, mă gândeam că vrei să aduc un platou de... Vrei? Ok, hai să facem și pe asta. Bun, gata, am să joc în lecții de viață, da? Da, deci am primit rolul de a șterge o cană și trebuie să primez niște bani pentru că sunt la bar, da? Vedeți? O să vedeți mai multe în lecții de viață. Nu pentru asta venisem azi aici, dar e bine și așa. Banii pe cafea! Generosule! Cristina și primul pas către actorie. Set și... acțiune! Banii pe cafea! Generosule. E stop. Gata, tras. Stop, să fie cu stop. Să fie venit. E trasă secvența? Să știi că am terminat. Am terminat o zi de filmare la lecții de viață. Vrei să te aplaudăm? Vrei să te aplaudăm? Da. Cristina a terminat episodul la lecții de viață. Acum mă întorc la mărul. Păi, de ce nu înțeleg? Colega noastră, nu, Cristina Petrescu, a fost să filmeze cu tine și n-a venit cineva acolo și a jucat prins rolul? Deci, nu știu, nu, eu m-am hotărât, a fost ideea mea. Și o să rămână în episodul lecții de viață? Normal, pentru că mi s-a părut că e talentată. Ce, doar voi să mă provocați pe mine, vă mai provoc și eu pe voi. Asta zic și eu, foarte bine. Hai să vedem dacă ți-a răspuns directorul. Nu mi-a răspuns, ai văzut? Nu mi-a răspuns, ascultă-mă. Uite, nu mi-a răspuns. Crezi că e cu soția? Tu îți dai seama că acum i-am băgat unuia mort în casă? Voi vă puteți imagina? N-ai de unde să știi, ea deschide cancanul. Deci, nu vreau. Andreea Perjur, șoc. Șoc și groază. Dragă, îți mulțumim mult de tot. Deci, te duc să repezi cu cuibul. Mă duc. Spune-mi prima replică pe care o ai din piesă. Ai ajuns. Da. Văd că ești vesel. Te pupi în piesa asta de teatru? Nu. Că... Nu? Nu. Nu mă pup, dar de ce trebuia să mă pup? Nu, te-am întrebat, adică mă gândesc dacă... Nu mă pup, nu, dar e foarte... de văzut, da? Chiar e de văzut. Perfect. Chiar e de văzut. Și sunt multe momente spectaculoase în piesă. Îți mulțumim și te mai așteptăm cu mare drag oricum. Mulțumesc și eu. Felicitări, Andreea, serios. Doamne ajută. Perfect, și gata. Să le saluți deci pe micuțele alea, de asta. Care sunt prietenele mele. Da. Acum... Fetelor, vă salut, să știți că n-am vrut să vă ia aici la emisiune, eu am întrebat de voi și mi-era dor, dar asta e. Am vrut să fiu singură, a fost șansa vieții mele să ajung singură
la Măruță, pentru că tot timpul vin în formulă de 3 și eu sunt pe post de asistentă. Nu contează, dar și eu aș vrea să fiu asistent cu așa fete frumoase. Așa e, da. Îți mulțumim mult de tot. Te pup. Și eu. Te pup. Mua. Și baftă. Mua. La teatru. Mersi. Oameni buni, noi luăm publicitate și ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi. Astăzi mai cunoașteți doi războinici, v-am zis, de dumneavoastră. Depinde cine pleacă mai departe în Dominicană. Dar până atunci ne întâlnim și cu Jorge. Mai avem multe să vă arătăm. Mergem și pe platoul de filmare de la serialul Clanul. Încep sezonul 2 filmările și o să fim în direct, să vedem cum se filmează în direct nebunia asta de serial, așa că ne întoarcem imediat.